vreți să aflați mai mult despre românii din America, abonați-vă la Hora în America. Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Hora în America. Astăzi vom discuta despre, din nou, criza pandemică, cum aceasta ne afectează zi de zi, dar și mai mult cum ne păstrăm investițiile. Cu toții ne dorim relansarea economică și să revenim la joburile vechi. Mulți antreprenori își doresc de asemenea să revină la activitatea economică de până în februarie sau martie, când au fost sistate multe din aceste activități. Dar și mai mult ne interesează cum să putem gestiona fondurile, toate investițiile pe care le-am acumulat, merită sau nu să putem să investim în continuare, chiar dacă există această criză, și mai mult dacă merită să ne cumpărăm o casă sau, din contra, să investim în aceste proprietăți sau bunuri imobiliare. Dar la această întrebare cred că va răspunde cel mai bine unul dintre cei mai buni experți din Chicago. Este vorba despre brokerul de top din Chicago, Luminița Ispas, pe care am o mare plăcere să o introduc și să putem discuta despre real estate, despre ce ne interesează și cum ar putea sfatul unui broker cu experiența Luminiței Ispas să ne ajute în deciziile pe care urmează să le luăm în continuare. Bine te-am găsit, Luminița! Cum te simți în această seară și ce vești ne aduci despre real estate? Mulțumesc frumos! Bine, bine v-am găsit și eu! Se pare că fiecare lucrăm din birou personal. În Chicago avem soare, finally a venit primăvara, suntem încântați. Cât despre piața de imobiliare, sperăm că o va duce și mai bine atât timp cât putem să încheiem această carantină. Am văzut că ești foarte prezentă pe rețelele online și dai multe analize despre piața de real estate, dacă se merită sau nu să ne investim banii în proprietăți, și cu atât mai mult ești în contact foarte direct cu alți brokeri, cu cei care vând și cumpără case. Iată, printre comunitatea de români, probabil că la fel sunt destul de mulți care încă se gândesc sau poate analizează starea de lucruri. Ce ați putea să ne sfătuiți din acest punct de vedere și care sunt aceste trenduri pe piața din Chicago sau dacă cunoașteți și în linii generale despre alte state, care este situația la zi? Cum fluctuează această rată a dobânzii sau dacă cresc prețurile la proprietăți sau din contra, există un pronostic că vor descrește? Ce ai să ne zici la acest subiect? O întrebare foarte bună. Piața imobiliară e un pic diferită de restul economiei. În ultimele 4 recesiuni, doar în 2, real estate-ul a căzut, adică piața imobiliară a căzut. Ceea ce spune din start că real estate-ul nu trebuie să cadă doar pentru că avem o recesiune. De fapt, în 2007-2008, recesiunea a fost condusă de piața imobiliară, care a fost ca un bubble atunci, din cauza ratelor mari, ratelor ridicate, împrumuturilor care nu se puteau susține din chirii, nu se puteau plăti de proprietari. În momentul de față suntem într-o situație complet diferită. Anul începuse, înainte de virus, începuse foarte bine. Prețurile continuau să crească. Interesele, dobânzile la mortgage-uri, la împrumuturile caselor, au fost destul de coborâte în ultimii 12 ani, undeva între 3,5% și 5%. Dar după virus, guvernul a decis să coboare dobânzile și mai mult ca să ajute, să inspire oamenii să continue să cumpere case, să refinanțeze, să-i ajute cu
paymenții lunari, cu plățile lunare, să fie coborâte, să fie affordable, să-și le poată permite. Aceste rate ajută foarte mult în piața imobiliară. Produsul nostru, pot să spun, sunt două produse, da? Unul este casa personală, altul este o proprietate de investiții. Sau depinzând ce ar dori cumpărătorul să cumpere, pot să dau diferite sfaturi. În primul rând, presupun că toată lumea știe, unul din cele mai mari costuri în viața noastră este costul casei. În America, cel puțin, sunt patru costuri care le plătim cam toată viața. Numărul unu sunt taxele, da? Deci taxele federale, taxele pe stat. Numărul doi, costul de a locui într-o proprietate, că este chirie sau că este mortgage. Numărul trei este de obicei costul de cale și costul educației și al patrulea costul sănătății, healthcare, cum zicem noi în America. Deci, după cum am spus, numărul al doilea, cel mai mare cost care îl plătesc toți americanii sau toată lumea care locuiește în America, este costul casei. De ce am adus acest lucru în discuție? Pentru că dobânda plătită influențează enorm costul lunar care îl vom avea. Și ținând cont că acest cost lunar îl vom plăti pentru mulți ani, depinzând cât stăm la această proprietate care o cumpărăm, ne va influența poate o decadă din următoarea decadă din viața noastră sau un timp îndelugat. Deci, ceea ce încerc să spun este că dacă cineva considera deja să cumpere o casă, era în procesul de a cumpăra sau nu știa ce să facă și acum nu știe ce să facă, aș spune cu paymentul lunar, plata lunară pe care o veți plăti, va fi cu mult mai coborâtă decât ar fi fost acum 2 luni de zile. Și cum puteți calcula? Este foarte simplu. 1% în dobândă înseamnă aproximativ $100 pe lună pentru fiecare $100,000 care se împrumută. Deci dacă cineva ar fi cumpărat, să zicem, o casă de $400,000 și dobânda a scăzut de la 5% la 4%, paymentul lunar poate să scade cu aproximativ $400 pe lună, ceea ce înseamnă 4.800 pe an, iar, să zicem, în 10 ani de zile sunt $48,000. Deci, suma lunară este extraordinar de importantă plătită comparată cu prețul casei. Un lucru care îl văd foarte mult în cumpărător, o întrebare care mi se pune tot timpul, este dacă prețurile or să coboare, să zicem că prețurile scad cu 5%. La o casă de, cum am zis, de 400.000, 5% ar fi 20.000, dar tocmai am făcut calculul că în 10 ani de zile un payment lunar de $400 mai puțin, pentru că ar cumpăra acum, versus, să zicem, într-un an, când poate prețurile pot coborâ un piculeț, dar ratele vor fi mai mari, over time, cu cât se stă în casă, cu atât se câștigă mai mult la bani, când cumperi cu rata mică. Și atunci sfatul meu ar fi, o să locuiți în această casă pentru un timp îndelungat. Noi, imobiliarele nu sunt ca și stock market-ul, nu poți să-l cumpere, să-l vinzi mâine, să-l cumperi poi mâine din nou. E un pic mai complicat. De obicei ne alegem casele pentru districtul școlar, pentru că sunt poate aproape de serviciu, pentru că aproape de biserica la care mergem. Deci pentru ce motive le alegem? Trebuie să fim siguri, aș spune, să cumpărăm o casă care ni se potrivește la lifestyle-ul care îl avem, la ceea ce dorim să realizăm în următorii ani și să plănuim să cumpărăm aceste case pentru un timp îndelungat. Un alt sfat care eu de obicei îl dau clienților mei este să se uite să vadă dacă în caz că sunt mutați cu serviciu sau se întâmplă ceva în viața lor și trebuie să se mute. Și bineînțeles că nu vor ști niciodată cum va fi economia, va fi sus, va fi jos, când vor trebui să se mute, să calculeze, să vadă cât ar fi chiria pentru această casă care dumnealor o cumpără. Pentru că dacă în momentul cumpărării chiria poate să acopere costurile lunare sau chiar să le dea un profit, atunci această casă cu siguranță este o bună investiție. Când vorbim de investiții, deci asta este, cum am zis, pentru casele personale,
Dar când vorbim de investiții, ce aș spune este investitorii cumpără pe timp îndelungat, tocmai pentru că vor ca să aibă chiriași să plătească aceste împrumuturi, da? Să plătească aceste investiții în timp. Numărul 1, numărul 2, vor să cumpere aceste investiții pentru cash flow, pentru venitul lunar care îl primesc după ce se plătesc costurile lunare ale casei, și numărul 3, pentru beneficiile la taxe care le vor primi. Un lucru bun în momentul de față este că, cu toate că avem un inventar mic, nu avem foarte multe proprietăți la vânzare, și cu toate că avem totuși destui cumpărători, există posibilitatea să acumulăm proprietăți care sunt extraordinare, care dacă nu am fi fost în carantină în momentul de față, ar fi fost mai mult demand pentru ele, ar fi fost mai multe oferte, să zicem. Deci încă există posibilitatea să poți cumpăra cu anumite împrumuturi care această posibilitate nu ar exista dacă nu am fi în carantină. Deci întotdeauna trebuie să ne uităm după proprietatea potrivită, după care am beneficia pe un timp îndelungat. Deci acesta este sfatul meu. Cred că ne-ați oferit o perspectivă destul de bună în sensul ăsta. Foarte mulți care mai citesc pe forum discută despre această indecizie, practic, de a investi sau de a procura o casă. Mulți dintre noi așteaptă anul viitor și bănuiesc că deja cunoașteți pentru anul viitor care ar fi pronosticurile. Nu trebuie să uităm de faptul că și rata inflației ar putea crește și putem să ne așteptăm la o creștere mai mare de prețuri pentru case. Și atunci e un pic incertă situația asta, dar ce zic mulți dintre persoanele cu care deja lucrați în acest sens? Există un echilibru pe care putem să ne conducem? Și a doua întrebare era despre această rată bancară care se menține destul de joasă. Credeți că anul viitor această rată va crește odată ce și economia se va relansa, bănuiesc, și atunci într-adevăr este într-adevăr o situație destul de inteligentă din punctul de vedere a gestionării banilor? O să vă răspund prima dată la a doua întrebare. Și asta este pentru că a doua întrebare ajută cumva cu prima întrebare. Okay. Deci să vorbim prima dată de rate. În primul rând, ratele care le avem astăzi sunt unele cam cele mai mici în istoria Americii. Adică am avut 3%. Ratele sunt atât de mici pentru că Trump, fiind președintele Trump, fiind un real estate man, da, fiind om care și-a făcut toți banii în real estate, el înțelege cum merge real estate-ul. Când problema cu virusul a apărut, el a vorbit la nivel, bineînțeles, pe țară, da, cu Federal Bank, putem să spunem că le-a spus ce să facă, da? Noi toți știm ce face Trump. În fel, băncile, credeți că mențin această rată pentru că așa este o politică de a susține investitorii în această perioadă? E posibil acest lucru? Sunt convinsă, nu este posibil. Vedeți, noastră, ca economia să meargă în continuare, real estate-ul, imobiliarele, este o parte a economiei extrem de importantă. Când o proprietate se vinde, se taie 20%. Aproape toată lumea are impresia că realtorii fac toți banii, da? Deci cei ce nu știu este că un check se împarte în foarte multe părți. În primul rând că sunt poate doi realtori care sunt văzuți prima dată, apoi doi avocați, apoi este un lender, apoi un underwriter, un appraiser, un home inspector, alți oameni în bancă, internally, după care, bineînțeles, când cineva cumpără o casă, ce face? Merge la Home Depot, își cumpără paint, își cumpără plante, se mută, deci moverii încep să facă bani, nu? Cumpără altă mobilă, opere de artă și așa mai departe. Deci foarte mult consumarism se întâmplă în momentul în care o casă se vinde. Deci economia este influențată enorm de imobiliare. Și atunci,
Trump ce a vrut să facă, și nu numai el, guvernul, în momentul în care toată lumea a trebuit să rămână acasă, doar să fie încuiat în casă, el a vrut să evite o înghețare a pieței imobiliare, pentru că își dă seama că a îngheța piața imobiliară exact ca și cum ai face să iei un avion, să-l pui pe linia, cum zice, în aeroport. Este un lucru să pornești și să stai în aer. E mai ușor să stai în aer decât să-l repornești, să-l pui jos, să-l repornești, să-l pui jos. Și atunci, cu piața imobiliară, intenția lui Trump a fost să continue marketul, să meargă mai departe, chiar dacă noi suntem acum, adică trebuie să stăm acasă, da? Deci nu avem voie să lucrăm și nu avem voie să ieșim afară. Realtorii în cele mai multe state sunt considerați esențiale, adică un job esențial. Deci, practic, toată această perioadă ați muncit foarte mult. De fapt, am muncit mai mult decât înainte, pentru că nu mai există delimitarea aceea, deci seara ați ajuns acasă. Well, ne-a plecat acasă, așa că lucrezi de când te trezești până când mergi la somn, nu? Și de luni până duminică. E un fel de lucru continuu. Facem video showing-uri, deci lucrăm complet diferit în momentul de față. Dar să ne întoarcem la întrebarea dumneavoastră. Interesele influențează foarte mult economia, în sensul că, în primul rând, cum am spus, o grămadă de oameni refinanțează, ceea ce ajută appraisalii, ajută băncile, deci, you know, cecuri se taie în continuare, oamenii lucrează. Persoana care refinanțează nu are un payment pentru o lună sau chiar două, depinde când face closing-ul, ceea ce îi ajută să strângă bani pentru rezerve și să-și coboare payment-ul. Iar pentru cumpărare, influențează pe cei care așteptau, care, să spunem că, de exemplu, în ianuarie erau aprobați cu o rată cu o dobândă de 5%, dintr-o dată poți să cumpere o casă cu 3% dobândă. Saving-ul lunar, diferența în payment lunar este enormă. Și atunci, foarte mulți oameni care înțeleg finanțele, care înțeleg diferența între a cumpăra o casă cu aceste rate și a cumpăra casă cu o rată mai mare, vor să cumpere acum. M-ați întrebat ce se va întâmpla într-un an. În momentul în care... Doar o clipă ca să concretizăm aici. Să înțeleg că această rată este prima dată în istoria SUA de când rata este atât de mică la proprietățile imobiliare. Da, deci rata pentru rezidențial, exact, este atât de mică. A fost, adică, apropiată undeva în jos 3, un pic peste 3, a fost și în 2009-2010, dar nu atât de joasă ca acum. Deci acum este și mai joasă decât atunci. Ce încerc să spun este că rată nu este în fiecare zi la fel de joasă. Ce se întâmplă de că marketul a fost, adică de când oamenii au trebuit să stea acasă, rata coboară, foarte mulți oameni sună la bănci, aplică, dintr-o dată băncile sunt overwhelmed, au prea mult de lucru și pentru că nu pot să facă față la cerință, ei cresc rata. Deci să zicem că luni guvernul a coborât rata, s-a anunțat că e 3% sau 2,8%, foarte multă lume aplică, băncile nu pot să răspundă la toate telefoanele, să proceseze toate aceste dosare și atunci câteva săptămâni mea se ridică. De exemplu, să vă dau un exemplu, acum vreo 2 luni de zile am refinanțat o clădire a mea și m-a sunat lenderul, mi-a spus rata e 3%, vrei să o coborâm, poate să mai coboare. Am zis sigur că da, hai să refinanțăm. Am încuiat rata, asta a fost vineri. Luni, o clientă de-a mea, am sunat toți clienții, le-am spus refinanțați, este momentul să refinanțați dacă ați cumpărat peste un an în urmă și aveți interese mai mari cu un procent, o să fie foarte bine. Luni, o altă persoană, aceeași tip de proprietate, a sunat la bancă, deja rata era 4,75. A fluctuat 1,75 peste weekend, pentru că weekendul acela atâta lume a sunat și apoi rata a stat între 4-4,75 pentru 2 săptămâni, apoi dintr-o dată oamenii n-au mai aplicat, Banca Federală a primit news că băncile nu au atâtea aplicații, au coborât din nou pentru câteva zile, din nou lumea a sunat imediat, iar au început să aplice, din nou ratele au crescut. Deci rata nu e, ca să înțelegeți cum merge cu rata nu este ceva care stă în fiecare zi la 3%,
sau 2,8% sau 3,3%. În fiecare este fluctuează. Fluctuează în fiecare zi și fluctuează depinzând de cerință. Cu cât e mai mare cerința, cu atât rata crește. Cu cât cerința e mai joasă, cu atât rata coboară. Dar în momentul de față, cu numărul de refinanțări și numărul de cumpărări, cerința a fost destul de mare și continuă să fie destul de mare. Deci, de când a căzut, deci, să zicem, din februarie, de la începutul februarie, până acum, de cât de 3 ori au coborât ratele atât de jos. Iar cei care au putut să, de fapt, să ia aceste rate au fost cei care au avut dosare complete cu lenderii, cu băncile. Dacă nu au avut un dosar complet, de multe ori nu au putut să ia acea rată. Deci au luat-o poate un pic mai mare în următoarea săptămână sau în următoarele 2 săptămâni. Să un sfat care eu l-aș da la toată lumea care urmărește este dacă intenționați să cumpărați ceva în următoarele câteva luni, dacă intenționați să refinanțați, vorbiți cu lenderul cu care lucrați, spuneți-le să vă completeze dosarul, iar în momentul în care data va coborâ, lenderul decât vă va textui, vă va suna și o să vă întrebe decât vreți să închidem, să blocăm rata, pentru că niciodată nu veți ști care este rata cea mai joasă sau, cum am spus, rata tot timpul se mișcă. Dar dacă are dosarul complet, va putea închide rata. Vorbeam cu o lender pe vinerea trecută și îmi povestea, pentru că de acea zi tot la fel rata a căzut, mi-a spus că a avut 60 de dosare care trebuie să le închidă. Vă dați seama, durează 10 minute pentru ea să închidă un dosar, plus câteva minute să stea de vorbă cu fiecare client. Ea nu a mai avut timp să vorbească cu clienți noi în ziua respectivă. Deci numai cine a avut dosarul complet a putut să participe, să ia aceste rate micuțe. Iar cumpărătorii care la fel au sunat, o să reușească să vorbească cu cine pot să vorbească și dacă dosarul nu va fi complet, ceea ce înseamnă să completeze aplicația, să le trimită tax, ultimii ani de taxe, de paystub și așa mai departe, n-au putut să ia aceste rate. Și ceea ce am spus acum se leagă cu întrebarea dumneavoastră despre ce se va întâmpla cu marketul în 2021 sau ce se va întâmpla cu rate. În momentul în care toată lumea poate să uite la case, din nou vor aplica pe împrumuturi. Dar ce se va întâmpla când toată lumea aplică pentru împrumuturi interne crește? Ce înseamnă? Poate că nu va crește la 5% de a fost acum 2-3 luni, dar nu va mai fi la fel de jos, că după cum v-am explicat, trebuie să nu fie nimeni, să nu fie destui oameni care aplică pentru împrumuturi pentru ca rata să coboare. So, un an de aici înainte, probabil că aceste rate atât de joase nu vor mai fi available. Deci, cum am spus, poate nu o să fie 5, dar o să fie 4, o să fie 4 și jumătate, deci o să fie mai mult decât oamenii pot să ia acum. Deci eu spun că în momentul de față, părerea mea personală, bineînțeles, este că acum este momentul propice pentru a prinde o rată foarte bună, iar pentru investitori, pentru că rata la fel va fi extraordinar de bună, vor reuși să aibă un cash flow mai bun, un return pe lună, venit pe lună mai mare din cauza acestei rate fiind mai mică. Dar, overall, ratele fiind totuși joase 2020-2021, noi considerăm că foarte multă lume va investi în real estate pentru că le prea teamă să investească în stock market. Foarte, foarte puțină lume știe cum să investească în stock market și din cauza reacției a stock market-ului atât de, să spunem, de neașteptată, da? Deci în fiecare zi se schimbă, nu știu în ce direcție merge, ceea ce oamenii au învățat la școală sau știau cum să traduiască stock-uri, nu se mai leagă în momentul de față. Tot cum și atunci, eu, de exemplu, am clienți care au cheșuit din stock market milioane de dolari și vor să-i mute în real estate, că nu li se pare o investiție sigură. Pe când real estate întotdeauna va fi o investiție sigură în timp, poate că va coborâ, dar vedeți dumneavoastră, real estate-ul coboară, urcă, coboară, urcă, dar are o tendință să meargă tot în sus. Historically, real estate-ul s-a dublat la fiecare 10 ani. Nu la fiecare 10, dar long term, it looked like it doubled every 10 years.
Plus, să ține minte că guvernul a printuit în momentul de față 3 oane de dolari. Deci au crescut nivelul de datorie enorm și au decât două căi de a rezolva această problemă. Unul ar fi să devină bankrupt, ceea ce nu se va întâmpla, adică vedem că printuit bani acum, da? Deci va fi imposibil să facă acest lucru, că aia va însemna toată economia, toată lumea. Economia globală va cădea, ori vor trebui să dea drumul la o inflație cu mult, mult mai mare, ca banii care îi plătesc valoarea banilor să fie mai mică. Iar ceea ce înseamnă este că cei care vor avea bani în cash vor pierde din valoare, vor putea cumpăra mai puțin cu ce cash vor avea poate în 3 ani, 5 ani de zile, iar cei care vor avea împrumuturi vor câștiga pentru că plata lor lunară va fi într-un fel mai mică, mai ales că ei au reușit să ia aceste împrumuturi la rate atât de mici. Mulți vorbesc de faptul că, da, e foarte frumos ce ne prezentați. Ideea este că acum de unde să putem acumula acești bani, aceste venituri? Practic, cum zic mulți, vor câștiga cei care au fost bogați și vor pierde cei care au fost săraci. Deci aceste dublaje vor continua să crească. Este adevărat această idee sau interpretare a stării financiare pe care fiecare dintre noi o au la momentul de față? Aș spune da. De ce? Cei care au bani sunt foarte cunoscători în cum banii lucrează. Unul din care, pentru motivele pentru care au acești bani, este pentru că știu, înțeleg cum să facă afaceri, înțeleg cum să manipuleze sistemul financiar, deci ia foarte multe împrumuturi, înțeleg când trebuie să investească și ea își asumă mult mai mari riscuri decât omul de rând. Spuneați de down payment. În momentul de față, în Statele Unite, există tot felul de programe cu down payment-uri foarte coborâte, adică cu banii care se pun jos, un procent foarte mic. De exemplu, pentru veterani, pentru cei care au fost în armată aici în America, ei pot cumpăra până la clădiri cu 4 apartamente, deci între 1 și 4 apartamente, fără niciun ban jos. Tot ce trebuie să aibă este să aibă $1,000 în buzunar. Pentru restul populației, pot să cumpere cu FHA, acestea sunt niște împrumuturi asigurate de guvern, cu doar 3,5% jos. Și cu sellerul să plătească closing cost. De fapt, în orice tranzacție se poate negocia ca sellerul să plătească closing cost. Vedeți, neastră, 3,5% nu este foarte mult. Iar oamenii nu salvează bani pentru o cumpărare în câteva luni. Deci acesta este un obicei care l-au, un habit, nu? Cum se zice, un obicei și au lucrat, au strâns bani în fiecare lună, poate pentru mulți ani. În același timp, este foarte posibil ca oamenii să aibă fonduri de pensii. FHA-ul, acest tip de împrumut cu 3,5% down payment, dă voie la cumpărători să primească cadouri de bani pentru acești bani. Deci, de exemplu, dacă are pe cineva în familie, o biserică, eu știu, un non-profit, pe cineva care poate să le dea bani cadou, la fel, doar cu $1,000 banii dumnealor pot să cumpere până la 4 apartamente. Un alt lucru este de foarte multe bănci, foarte multe programe în orașe, oferă granturi, adică bani care nu trebuie plătiți înapoi. De exemplu, există un grant acum pentru anumite zone din Chicago ca de $5,000. Deci dacă cineva cumpără în aceste zone, banca pur și simplu le dă $5,000 cadou, în parte din down payment. Un alt program cu down payment mic este pentru physicians. Deci, de exemplu, dacă cineva este în procesul de a deveni doctor, dacă a început procesul de rezidenții sau sunt deja doctori sau dentiști, pot cumpăra cu doar 5, nu, am sorry, cu la fel ca și veteranii, fără niciun down payment. Deci 0% până la 2 apartamente. Deci casă, condominiu sau 2 flat, 2 unit building. Deci aceasta nu este o scuză, să zicem așa, într-un fel. Cum am spus la început, toată viața vom plăti pentru casă. Vrem sau nu vrem. Acesta este Midwest-ul. Știm iernile din Chicago, toți avem nevoie de o casă, că vrem sau nu vrem, vom avea nevoie de un acoperiș
și vom plăti pentru această casă într-un fel sau altul. Ori că plătim chirie la, la altcineva care deține casa, deci cum ar fi plătim mortgage-ul al cuiva, ori că plătim pentru noi. Când cumpărăm pentru noi... Această rată este, pot să zic, la același nivel din analizele pe care le-am citit. Tot ceea ce investești într-o chirie, practic poți să economisești banii pentru propria ta casă. N-am văzut foarte mare decalaj și, într-adevăr, este o situație destul de interesantă în Statele Unite Americii. Da. Când plătim chirie, banii aceștia sunt ca și cum i-am aruncat, nu? Deci, bine zis că nu s-a aruncat, adică beneficiem de o casă, da? De căldură, de, cum să zic, o bucătărie, o baie, deci avem un beneficiu pentru acești bani, dar nu-i mai vedem. Am folosit casa când s-a terminat, eu știu, contractul de închiriere, plecăm și toți banii le facem goodbye. Pe când, când cumpărăm, o porțiune din acel payment care noi îl trimitem la bancă se duce spre balanța împrumuturi. Iar cum am spus, în timp, această balanță se plătește afară. Majoritatea oamenilor fac împrumuturi de 30 de ani. Dar ceva care este un simplu fact care este foarte interesant este că putem plăti o sumă adițională în fiecare lună să plătim această împrumut de 30 de ani mult mai repede. De exemplu, dacă cineva lucrează cu W-2, deci lucrează pe salariu și decide să facă doi payments, două plăți la fiecare două săptămâni, vor face un additional, încă un payment pe lună, ar fi a 13-a lună, din cauza că sunt mai multe săptămâni în an decât 12 luni, da? Și atunci, un extra plată pe an ar plăti un mortgage de 30 de ani în 23 de ani și 5 luni. Deci imaginați-vă, ați salva o aproape 7 ani de zile doar pentru faptul că plata lunară, adică împrumutul la bancă, poate fi plătit la fiecare două săptămâni în loc de o dată pe lună. Deci sunt multe căi unde putem să plătim casa, iar în momentul în care am plătit-o afară, când nu mai avem mortgage, mai plătim decât taxe și asigurare și utilități, și deci după 30 de ani sau 23, dacă facem acest lucru și plătim un pic mai mult pe lună, nu vom mai avea o plată la bancă. Pe când un chiriaș toată viața va avea o plată la bancă. Un alt lucru care trebuie să-l ținem minte este că atunci când cumpărăm cu o dobândă fixă, paymentul nostru nu se va schimba. Deci plata lunară va sta la fel, doar cu excepția, bineînțeles, dacă ni se schimbă taxele, dacă cresc taxele. Dar chiriile vor crește totdeauna. Vedeți, dumneavoastră, chiriile cresc mult mai repede decât cresc taxele de proprietate. Deci în 23 de ani, în 30 de ani, gândiți-vă, plata care noi o plătim astăzi valorează cu mult mai puțin în 10 ani, în 15 ani, în 20 de ani, pe când chiria poate să ajungă să fie dublă pe lună decât ce plătesc astăzi. Deci, în primul rând, fixăm suma lunară. Nu trebuie să ne mai mutăm, este casa noastră, o putem amenaja cum dorim, în loc să fim în casa altcuiva, unde nu putem să facem schimbări, să bătem cuie și așa mai departe în pereți, da? Deci să trăim în, așa cum ne dorim, să trăim o viață care o dorim. Deci, părerea mea personală, și care pot să vă împart, mai ales că am trăit în 2007 aici în America și am fost un full-time realtor în America, este că prețul întotdeauna cresc in the end go back up. Deci și prețul din 2007-2008 nu numai că au venit înapoi la același sumă, dar majoritatea au crescut cu mai mult decât au fost în 2007. Pentru că suntem aproape spre finalul acestei emisiuni, dar totuși vreau să vedem cum experiența dumneavoastră acumulată de 20 de ani ajută într-un fel sau altul celor care abia sunt la început de cale și vreau să aflu din experiența pe care ați avut-o. Mi-ați zis că ați trecut prin diverse crize și economice și se pare că aceasta nu este una dintre crizele economice, este doar o criză pandemică care nu afectează atât de mult real estate. Și din acest punct de vedere, practic, nu aveți
această frică și mulți care doresc să devină poate și realtor sau agenți imobiliari, cred că este momentul potrivit să o facă. Ce ar avea de învățat, iată, noi profesioniști care sunt abia la început de cale și ce lecții sau ce învățături ați putea să le oferiți din expertiza pe care o aveți de-a lungul anilor? Tot ce pot să spun este cel un market ca acum, o piață ca aceasta, care se nesigură, este de fapt cel mai bun timp să intri în afaceri, în afacerea de a intra în real estate, pentru că schimbarea este singurul lucru sigur în lumea asta, da? Deci totdeauna va fi schimbare. Niciodată nimic nu rămâne la fel. Iar în momentul de față, real estate-ul se schimbă major. Adică, cum am spus noi, cum am început să vindem virtual, legile se schimbă, împrumuturile s-au schimbat, băncile încep să schimbe criteriile de a da împrumuturi. Deci pentru cineva care intră acum, nu numai că nu trebuie să învețe o cale nouă, pentru ei trebuie, pur și simplu învață direct noua cale, nou fel de a vinde. Și învață într-un timp care se schimbă, ceea ce înseamnă că intră în ritmul corect al produsorilor, right? Al celor care întotdeauna urmăresc marketele, statisticile de pe market, urmăresc ce se schimbă și stau abreast, stau înainte, adică învață toate schimbările mai repede decât restul agenților. Deci este un timp extraordinar, eu le urez succes și le spun, veniți cu încredere, este un timp minunat. Foarte, foarte mulți agenți care erau part-time, care nu sunt siguri dacă vreau să stea în real estate, probabil că vor renunța, că vor prefera să aibă un job normal de 9-to-5. În același timp, aș spune, această industrie este pentru cei care sunt ok să lucreze pentru dumnealor, pentru că în această industrie trebuie să îți găsești clientul în fiecare zi. Cum unul din coachii mei întotdeauna spune, în fiecare zi pornim de la zero. În fiecare zi trebuie să-ți găsești un nou cumpărător, un nou vânzător, să discuți cu oameni. Deci, dacă vă plac oamenii, dacă vă plac casele, aș spune, această industrie este perfectă pentru dumneavoastră. Cât despre statistici, că m-ați întrebat ce se întâmplă cu statisticile, pot să vă dau niște vești minunate. Încă nu avem statisticile complete pentru aprilie, că durează cam până la mijlocul lunii să avem toate statisticile, dar în martie prețurile au crescut în Chicago cu 10% la case și cu 11,8% la condomenii. Ce este interesant este că au crescut numai acest an la case, deci până la sfârșitul martie, aprilie, cu 7%, ceea ce înseamnă că acel 10% a fost pe an, peste un an, dar numai în 3 luni a fost 7%. Sau în anul trecut, între martie și decembrie anul trecut, au crescut doar 3% și 7% doar acest an. Deci, ceea ce se vede este că inventarul limitat, noi în momentul de față avem doar inventare în Chicago de 3 luni de case, iar în suburbii este și mai rău, de exemplu, în alt, am o casă la vânzare acum și sunt decât 2 luni de inventar pe market. Ca să înțelegeți ce vreau să zic, este dacă, de exemplu, 50 de case se vând în azi pe lună, sunt doar 99 de case la vânzare, deci 2 luni de inventar și foarte puține case venind noi pe market. În Chicago sunt cam 3 luni de inventar, iar ce înseamnă acest lucru? O market care este echilibrat, adică nu e al cumpărătorului, nici al vânzătorului, prețurile stau la fel, deci nu cresc, nu scad. De obicei, demand cer cam 6 luni de inventar. Acum înțelegeți de ce prețurile au crescut. Când noi avem 3 luni de inventar, deci la jumate de cât ar trebui să fie, normal că sunt mai mulți buyer care pun oferte pe proprietăți și prețurile cresc. Că cele mai multe proprietăți au multiple offers, cele mai multe oferte pe aceeași casă. Sau în momentul de față interesant este că... pot să împart cu dumneavoastră ceva informații, că am câteva. Un moment. Asta este, de exemplu, March 2020, ceea ce vă spuneam. Inventarul 22% pe luna martie, deci scăzut, deci mai puțin cu 22% au intrat case pe market. Casele, cum am zis, vedeți aici detached single family, au crescut cu 9,8%, deci aproape 10% din martie 2019 până martie 2020 și 7% doar year to date, deci doar în acest an 7%.
iar condomeniile, attached single families, deci condomenii și townhouse-urile, au crescut cu 11,6, am zis 11,8, 11,6 într-un an, 7,4 într-o lună, care este un lucru extraordinar. În aceste luni, de exemplu aprilie 25, în ultima săptămână, săptămâna aceea, uitați-vă la inventar, este jos 47% în săptămâna respectivă comparată cu săptămâna din aceeași săptămână din 2019. Pentru deci, case, practic, s-au înjumătățit cu anul precedent. În luna respectivă, în săptămâna respectivă. Overall, de exemplu, tot marketul, de exemplu, la single family anul acesta, au scăzut cu 22% inventarul, deci nu avem case destule la vânzare și la condomenii 13,5%. Deci schimbările sunt masive. Un alt lucru care vreau să vi-l arăt, you know, întrebarea asta o primesc în fiecare zi și dumneavoastră m-ați întrebat ce se va întâmpla în 2011. O să avem foreclosures, o să cadă market-ul. Nu poți să ai foreclosures dacă oamenii au equity în case și dacă își plătesc mortgage-ul. Am discutat la început că sunt un procentaj de oameni au aplicat pentru forbearance. Adică ce înseamnă asta? Că au aplicat să-și mute payment-ii fie la sfârșitul la 30 de ani sau în 3 luni, 6 luni. Well, băncile ajută oamenii să nu ajungă la foreclosure. Iar ceilalți care chiar vor să vândă au equity, au destui bani în casă să poată vinde și să facă un profit. Deci nu au nevoie să-și lase cășile la bancă. Deci nu este cum am zis, situația din 2008. Deci, what Zillow says, Zillow, care toată lumea este familiară, vedeți aici, este un articol din mai 5, 2020, spune Zillow Economy says, housing market bottom is pretty much now. Adică din cauza la cerința de case și la câte aplicații au fost făcute la bănci în momentul de față, se așteaptă ca după 1 iunie să fie foarte mulți cumpărători în market. Deci prețurile nu vor coborâ, dacă vor coborâ, vor coborâ foarte puțin și vor fi în diferite piețe, în diferite segmente ale pieților, nu peste tot, iar mai ales nu în Chicago, unde noi avem un market foarte affordable, ceea ce înseamnă, ce înseamnă affordable? Înseamnă că costul de a cumpăra o casă este undeva la 22% din income în momentul de față în Illinois. Deci acesta este medium price. 22% este extraordinar de bine. În 2008 ajunsese să fie până la 38% din income ca să poți să cumperi o casă, deci să folosești 38% din ce faci lunar să poți să cumperi casă. În momentul de față este 22%, deci you know, diferența e mare, 16%, ceea ce înseamnă că oamenii au cumpărat case affordable, își pot permite să le țină. Bineînțeles că băncile au ajutat pentru că au schimbat cerințele doar ca să poți să iei împrumut și au cam forțat cum ar fi pe cumpărătorii să cumpere doar ce își pot permite și să își, nu numai declare, dar să verifice orice declarație de income, declarație de taxe și așa mai departe și să arate de unde au venit cu banii care au pus jos. Deci predicția este în momentul de față că numărul tranzacții va crește cu undeva la 10% pe fiecare lună până în anul 2021, iar în 2021 se consideră că prețurile vor crește cu mult mai mult, că întâi vor trebui să avem mai multe contracte, da? Și apoi și prețurile vor crește. Deci acesta este iar un lucru foarte interesant. We are in an era of excess credit. Ce înseamnă acesta? Înseamnă că sunt foarte mulți bani în market. Well, știm câte trilioane de dolari au fost printuiți. Well, acești bani s-au dus și la companii, s-au dus la diferiți individuali, care au acești bani și vor să investească. Un alt lucru care pot să-l împărtășesc, cum cresc prețurile, cum de prețurile cresc în acest pandemic. Iar se explică aici, se spune prețurile au crescut 8% year over year in March în toată America. Acesta este bazat pe National Association of Realtors, deci Asociația de Realtori din America are peste 1.600.000 de membri, deci toți realtorii din aproximativ toți realtorii din America și datele acestea vin de la MLS, de la sistemul prin care se vând casele.
Deci așa este calculat acest procentaj. Și după cum vedeți, prețul a crescut 8%, deci pe toată America. Da? Deci ne-am discutat când și că au crescut 9,8% la case în martie și pe Canada 11,6%. Da? Deci Chicago e înainte cumva, deci câștigă mult mai mult pe lună, pentru că ne-am crescut la fel din 2007 cum a crescut restul țării. Ne-am crescut undeva la 3-4% pe an, la o rată de 3-4% pe an, ceea ce însemna că prețurile au rămas affordable, au rămas, lumea își permite să le cumpere. So, again, acest nu este un market de bubble, nu avem bubble, avem loan-uri, împrumuturi în ultimii 10-11 ani, care au fost dați doar cu verificare la sânge, cum s-ar spune, de bănci pentru cumpărători. Deci cumpărătorii cu siguranță au fost calificați pentru aceste case și, cum am zis, își permit să le cumpere. Iar o altă diferență este, înainte de 2007, oamenii se mutau la fiecare 5 ani din case. Din acel an, oamenii au început să locuiască mai mult la aceeași casă. Deci în momentul de față sunt undeva la 7, între 7 și 7 ani și jumătate stau în aceeași proprietate. Pentru că au descoperit că este mai bine să-ți găsești o casă care îți permite să crești în ea, să continui să stai în ea. O dezvolți în continuare, să investești, da, exact. Să o renovezi. Da, și în același timp să o plătești afară, adică să poți să dai înainte. So, overall, deci cum să zicem, în general, consensul este că prețurile vor fi destul de stabile, chiar vor crește. Am văzut un articol de la Bank of America acum o săptămână care spunea că e posibil ca până în aprilie anul viitor să avem o scădere de 2% în prețuri. A fost interesant, asta a fost bazat, presupun, pe împrumuturile care Bank of America le are în America. Mi se pare un pic straniu că o sursă zice că va scădea prețurile cu 2%, pe când alte surse zic că vor crește cu 8%. Mi se pare un pic diferit. Well, în primul rând că toată lumea are date, deci baza de date este diferită. Vedeți, Bank of America are baza de date în împrumuturile care le fac dumnealor. Ei fac împrumuturi mai multe în anumite state. Deci nu au împrumuturile egale, același procentaj de împrumuturi în fiecare stat. Fiecare bancă e diferită. Zillow, Inman, ei sunt pe toată America. Deci data, sursa de dată, de obicei este diferită, cum am spus, numărul 1. Numărul 2. Este interesant ce ia în considerare în aceste case. Noi am discutat astăzi doar despre marketul rezidențial, deci de la 1 la 4 apartamente, da? Spus de la casă, condominiu, townhome sau 2, 3 și 4 flaturi. Commercial, marketul comercial va fi complet diferit. Vedeți, asta, retail-ul, hotelurile, office buildings, acestea vor fi influențate significativ, adică vor cădea. Deci acolo vor fi prețurile care le vom vedea coborâte. Pentru că mulți oameni vor fi afară din business cu ce se întâmplă în momentul de față. Deci trebuie să realizăm că noi trebuie să ne uităm în marketul în care suntem. Deci dacă, de exemplu, noi aici discutăm doar Chicago, trebuie să ne orientăm doar pe Chicago și doar pe ce investim. Deci să nu comparăm marketul comercial cu marketul rezidențial sau marketul din LA cu marketul din Chicago, pentru că nu sunt egale, deci vorbim de două lucruri diferite. Trebuie să comparăm, cum se zice, în real estate, portocal cu portocală și măr cu măr, nu? Că altfel comparăm măr cu portocala și nu se leagă. Deci să înțeleg că vor, până la urmă, vor crește prețurile pentru casele rezidențiale și vor descrește pentru cele comerciale. Să înțeleg corect? Da, dar și la comerciale, cum am spus, nu la tot ce este comercial. Că, de exemplu, warehouses, magazii, vă duce foarte bine. Că uitați-vă, acum toată lumea cumpără pe internet, nu? Deci warehouse-uri vor fi foarte bine. Magazile, unde lumea își pune lucrurile în storage, la fel, o vor duce foarte bine. Deci nu orice produs, de exemplu, multifamily buildings, ceea ce înseamnă apartamente de la 5 plus apartamente, acestea vor fi... cu toate că este un produs comercial, sunt de fapt numai apartamente, deci oameni locuiesc în ele, nu sunt business-uri și atunci acestea o vor duce foarte bine. Că dacă stăm să ne uităm la stilul de viață de acum, este că noi acum trebuie să locuim acasă, să folosim casa cu mult mai mult decât înainte. Iar aceste schimbări care s-au făcut în ultimele două luni,
nu vor fi reversate 100% în momentul în care stay at home se va închide. Adică multe companii vor descoperi că, de fapt, este financiar beneficiar pentru ei să-și lase oamenii să lucreze de acasă, angajații să lucreze de acasă, că nu mai trebuie să plătească atâta spațiu comercial, să închirieze, să plătească căldură, computere și așa mai departe. Deci vom avea cu mult mai mulți oameni care vor lucra de acasă, care vor avea nevoie de mai mult spațiu, de exemplu, sălile de gimnastică sunt închise. Mi s-a întâmplat să am clienți în momentul de față care vor case pe mai mulți acri. Deci am un client care cumpără casă pe 4 acri, altul pe 2 pe hectare, da? Deci pe mai multe hectare, pentru că vor copiii să le alerge pe proprietatea dumnealor și să nu-și facă griji, că sunt îngrijorați că virusul va continua să fie în jur poate un an jumate. Și atunci cum pot să-și țină copiii în siguranță, să zicem, sau să aibă destul spațiu să lucreze și dumnealor de acasă, să fiecare să aibă cât un birou și copiii să aibă spații să învețe de acasă în cazul în care școala se va continua să fie online. Deci până la urmă această criză cumva va schimba și abilitățile noastre în sensul că vom dori să avem un alt stil de viață. Ați menționat că mulți își vor muta oficiile în propriile case și vor continua așa să activeze mai într-un mod poate mai eficient. Ce alte schimbări credeți că vor apărea din punct de vedere comportamental a oamenilor care vor continua să investească? Deci, după cum am înțeles, case mai mari și mai spațioase. Acum va depinde de income-ul fiecăruia și de nevoile familiei. Deci, vedeți, cei care au familii mai mari, care au copii, probabil vor avea nevoie de spații mai mari. Cei care sunt singuri sau, eu știu, nu au nevoie de foarte mult spațiu sau care lucrează, să zicem, în spital, care nu au nevoie de același spațiu, poate vor vrea să fie mai aproape de serviciu. Deci vom vedea o schimbare în cum vor lucra, de unde vom lucra. Cred că foarte multe schimbări vor rămâne. Plus oamenii au descoperit că stând de acasă, bineînțeles, cheltuielile au scăzut, că nu mai mănânci afară, da? Deci mănânci acasă când crezi de acasă. Nu mai ești în trafic atâta timp, deci câștigi poate o oră, două ore pe zi cu familia. Au descoperit poate căldura familiei și faptul că își petrec mai mult timp cu copiii, cu soțul, cu soția, prietenii, da? Deci poate că le place acest nou stil de viață și vor vrea să continue acest stil de viață. Chiar citeam câteva articole în care spuneau ce s-a întâmplat este o nefericire, doar este, deci este păcat că bineînțeles că oamenii mor și nu este ușor, dar în același timp foarte multe persoane au reușit să aibă timp pentru dumnealor, pentru ei însuși și pentru familia dumnealor, ceea ce este un mare lucru, care înainte n-aveam timp să citim mai mult, poate să mergem la gym, acum putem merge la un walk, nu putem să mergem afară și să ne plimbăm o jumătate de oră și ne-am făcut exercițiu fizic în loc să stăm în trafic o oră sau două ore și mergem poate cu cineva din familie. Deci o să fie schimbări la nivel personal, cred eu, și la nivel de lucru, pe multe nivele, să spunem. Cred că inginerii IT vor duce foarte bine, sau aceasta este o industrie unde clar este bine să ne orientăm, adică dacă, eu știu, cineva vrea să consideră right now să intre în ce industrie să meargă, a spune IT-ul probabil că o va duce foarte bine, dar vor fi și alte industrii care o vor duce bine. Tot ce este delivery, groceries, va merge. Nu sunt economist, tot ce știu este real estate, asta este industria mea principală, dar trăind în America 20 de ani, trecând prin, situația economică de după 9-11, după septembrie 11 și după bubble crash, după marketul din 2007-2008, pot să spun că am prins destul, am citit destul de indicatori ai economiei ca să înțeleg un pic mai mult cu fiecare zi ce trece. Probabil că voi fi surprinsă și toți vom fi surprinși de multe lucruri în anul care va veni. Probabil vor fi foarte multe lucruri care nu ne așteptăm, nu? Care se vor schimba, dar cu siguranță unele le putem prevede. Asta este părerea mea personală. Cred că foarte multă lume va continua să cumpere online, va continua să vrea să lucreze de acasă, va continua să vrea să folosească casa personală în diferite căi
și poate, probabil că vom vedea foarte mulți oameni plecând din downtown, din centrul și mergând înapoi spre suburbii, vrând să fie în natură, vrând să aibă o bucățică de pământ. La fel vor vrea probabil să petreacă mult mai mult timp cu familiile, cu prietenii. Cum am zis, în timpul ca acestea realizezi ce e cel mai important și până la urmă mai important e casa, familia. Iar căminul este un lucru extraordinar de important. Și vedeți cum menționăm cămin, cum menționăm familie, cum menționăm prieteni și casă. Toate se învârtesc pe lângă casa care o avem. Și acesta este unul dintre lucrurile principale de ce real estate, de ce partea rezidențială va continua să o ducă bine. Încheiem pe această notă optimistă, zic eu, această o oră de emisie pe care am avut-o la dispoziție, să o discutăm cu Luminița Ispas, unul dintre cei mai buni brokeri din Chicago, top number one, 1%, din câte am studiat, și cred că este un moment într-adevăr oportun să vedem care sunt aceste uși, portițe pentru a putea să menținem un echilibru în viață, dezvoltăm o stare mai bună și să putem să ne păstrăm banii acolo unde merită. Și cred că vom avea mai multe discuții la Hora în America despre real estate și proprietăți, cum să ne putem gestiona mai bine banii, și cred că vă pot pe această cale să vă dau o invitație poate săptămânală sau o dată în lună să avem o astfel de sumarizare a pieții imobiliare, ca să vedem ce decizii luăm în aceste perioade de criză și chiar dacă trecem cu brio această criză pandemică, la fel este foarte important cum ne putem gestiona fondurile, și aș vrea să discutăm și alte teme destul de interesante cu Luminița Ispas. Doamnelor și domnilor, ați urmărit o ediție economică, financiară sau real estate, și sper eu că aceste intervenții v-au ajutat sau v-au, din contra, v-au deschis mai multe semne de întrebare pentru a putea să cercetați în continuare ce ați putea să realizați la modul personal. Ne este interesant și curios cum vor evolua lucrurile în continuare și de ce nu să ne urmăriți, să fiți pe fază, pe Hora în America, pentru a putea discuta în spațiul public despre toate întrebările și problemele care ne frământă. Vă dăm o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, sper eu că buzunarele noastre vor crește cu mai mulți bani și vom putea să investim în curând în alte proprietăți sau cei care încă nu și-au cumpărat o casă să o facă cât mai repede. Vă mulțumesc pe această cale și vă dorim un weekend minunat și o seară cât mai frumoasă alături de cei dragi. Toate bune!